Astăzi vom reacționa la două noi piese de Minecraft făcute de Luca Luc și Ganicus, doi prieteni de ai mei youtuberi, și vreau să-mi spuneți în secțiunea de comentarii, foarte important, care dintre piese vă place mai mult. Le vom asculta cap-coadă, apoi vom trece iar prin ele punând pauze, pentru că sunt foarte curios ce a vrut să zic autorul, oameni buni. Hai să strângem cât mai multe like-uri, nu uitați merch-ul I Hate Pink în descriere, o să-mi cumpăr șapca I Hate Pink. În like o săptămână, am nevoie de una nouă. Și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram. Am un vis să nu mai fiu blocat la 350 și ceva de mii de followeri de 2 ani. Și prima piesă la care vom reacționa este cea lui Luca Luc. Este vorba despre Ana Banana Song, pentru că a ieșit acum vreo 3-4 zile, ceva de genul. Iar ieri, de fapt, a ieșit cea lui Ganicus. Deci o să le urmărim și o să reacționăm la ele în ordinea în care au ieșit. Dacă toată lumea este gata, haideți să dăm play în 3, 2, 1, let's go! Ia să vedem, a era casa Anei cu roz acum? Ferestre roz? Băi, ești nebun, a învățat Ana Banana să joace. Ia să vedem, mă, Luca, ce ai făcut. Cu minte, a intrat deodată. Cu minte? Meu, a intrat derutată. Simplă, își craftează ceva. Mă bag în seamă cu Ana Banana. Nu-i supărăcioasă. Și ea cu mine e pe server la miezul nopții. Vin la casa ei în fața porții. N-am emoții, sunt cu ea. Ce suișor pe zora mea. Ea e Ana Banana. Și stau cu ea pe server toată seara. Mama. Pe o barcă în ocean vâslin. Vă zic după. Ne oprim să notăm puțin. Că ea e Ana Banana. Și stau cu ea pe server toată. Sunt curios dacă iubita Luca știe că el stă cu Ana Banana la 12 noaptea, ha? De fapt, cine știe, de fapt, cine e Ana Banana? Ia o banană, aia... O, oh, avea cap de... Ne distrăm toată ziua când iese de la școală. Ne jucăm în continuu dacă stăm pe afară. Chiar nu știu ce m-aș face eu fără ea. Nu o pot înlocui cu altcineva. Când ale... Mamă, cel mamă îl înjur. Ana Banana cu ea în server toată seara. Pe o barcă în ocean vâslin. Ne oprim să notăm puțin. Că ea e Ana Banana. Și stau cu ea pe server toată seara. Pe o barcă în ocean vâslin. Ne oprim să notăm puțin. Bă, la unele chestii chiar sunt foarte... Am împins-o și a dat-o jos. La unele chestii sunt foarte curios ce Dumnezeule Mare a vrut să zic autorul. Dar hai să vedem, hai să o luăm de la capăt și să trecem prin filtrul meu de om foarte inteligent care avea o serie pe vremuri și se numea I Hate Pink reacționează la. Deci, mai e casa ei, bun. Aici e începutul, niște squiduri, I see. Bun. Ok. O fată cu minte a intrat deodată. Cu minte? Bine. Mult spus cu minte. Pe serverul meu a intrat derutată. Ok. Simplă, își craftează ceva. Mă bag în seamă cu Ana Banana. Ok. Nu-i supărăcioasă. Ești sigur că nu e supărăcioasă, având în vedere că ai like 30.000 de TNT-uri acolo? Pare destul de supărăcioasă. Mamă. La miezul nopții, asta nu înțeles. Bă, ce caută la miezul nopții? Bă, la miezul nopții trebuie să dormi. Vi la casa ei în fața porții. Vii la casa ei în fața porții. Mamă, nu pot să cred, oameni buni. În fața casei ei la miezul nopții. Numai Romeo și Julieta mai făceau de asta, ești nebun? I-a dat 20.000 de flori. Ana Banana. Pe server toată seara. Ce e, mă, Ana Banana de stă Luca Luc cu ea toată seara pe server, nu? Pe o barcă în ocean vâslin. Ne oprim să înotăm puțin. Că ea e. Cine se oprește în mijlocul oceanului să înnoate? Eu aș înnota numai în bani. Asta aș vrea eu să înnot. În
bani. Banana. Ana banana. De ce scrie Ana cu roz mob sau ceva? Eu sunt un burger, iau o banană. Puțin ciudat că e vegetariană. Stai, de ce e ciudat că e vegetariană? Că ea e o banană, n-are treabă cu tine. Iar tu ești burger, dar poți să fii burger cu doar roșii. Distrăm toată ziua când iese de la școală. Ok. În continuu dacă stăm pe afară. Nu e bine, trebuie să mai și înveți, bă, nu cu jocurile. Da, deci ăla e capul Rafa. Ăla era alu, ăla e capul meu. Mai zic ceva. Mai zic ceva, ăla e capul meu, ești nebun? S-a adus în foc. A fost bună partea aia, mi-a plăcut aia cu aripile. Toată seara. Bun, și acum vine refretul de două ori. Ne oprim să notăm puțin. Ana banana. Bă, e destul de happy melodia asta. Acum Luca cred că n-are cea mai fericită voce. Nici eu nu am voce foarte fericită, de ce îl înțeleg. Dar melodia ar vrea să fie foarte happy și Luca are vocea asta mai gravă. Ce părere aveți de piesa lui Luca, oameni buni? Să-mi scrieți în secțiunea de comentarii, dați-i o notă, pentru că urmează piesa lui Ganicus, care a ieșit fix aseară la ora 5, oameni buni, iar acum este marți, a doua zi, ora 1 sau ceva de genul ăsta. Dar înainte să vedem ce a făcut Ganicus, voiam să vă arăt o chestie foarte funny. Luca a pus un comentariu la piesa lui Ganicus și zice așa: ce tare, piesă nouă, sper că de data asta măcar refrenul să nu mai aibă cuvântul Gani repetat. Pentru că așa a făcut Gani la fiecare piesă de-a lui aproape. Asta e gluma lui Luca Luke, a lăsat-o acolo în secțiunea de comentarii, a făcut instant print și a lăsat-o pe Discord și acum m-a făcut și pe mine curios. Din nou, dacă sunteți gata, 3, 2, 1 și play, ia să vedem. Ok, este Ganicu și pune niște torțe. Ție mă, Optifine, mă, ca să nu le tot pui pe jos, mă, ca săracu. Ok, a săpat acolo ala... Oh no, he did it again! Mută munți. Adevărat. Nu e bine să se dubleze, nu? Aproape ne știm dușmani. Minecraft-o ne facem bani. Stăm la pântă nevoșacali. Că sunt eu cu Aidanuț. Trebuie să facem un anunț. Avem diamante, ei nu știu că am fost desculți. De la un abonat la frățiorul meu n-auzi. Dăm autografe pe tricouri și la nunți. Aidanuț, stăm. Mamă, iau-te avioanele. Avioanele din Mind City, băieți. Și dacă ar fi oricum vă pun eu stop. Iau fata pe Minecraft, o plim pe la bloc. Gani, gani, cu ai de noți. Diamante, combinații, multe munți. Gani, gani, și toți sunt muți. Dușmanii se dublează, sunt mai mulți. Gani, gani, cu ai de noți. Ia uite-l, mă, cum zboară, mă. Diamante, combinații, multe munți. Gani, gani, și toți sunt muți. Dușmanii se dublează, sunt mai mulți. Sper că v-a plăcut. Au! Follow pe Insta, that Gani. Mamă, ce plag a pus și Ganicus. A farmat Instagram-ul ăla, de ce să vă mint, așa trebuia să fac. Da, nu știu, dați like. Pup, mersi. Bă, hai să o luăm de la capăt. Stai așa, să vedem ce a vrut, mă, să zic autorul la unele faze. Deci la unele faze am rămas așa, gen, mamă, nu pot să cred că erau niște chestii din Mind City acolo, bro. Bun, deci a săpat în singurul loc cu dirt, a găsit cele mai multe diamante de pe planeta Pământ. Oh, uite, are și blocuri mai mici de diamante peste blocurile de diamante. Bun. Și chiar a zis din nou Gani. Mută munți. Gani. Ăștia sunt haterii care sunt mulți, sau ce? A, nu, ăștia sunt dușmanii, mamă, grea, mulți sunt! Ăștia sunt funny, a, da, mă!
Care sunt, mă, dușmanii lui Ganicus și al lui Aidenuț? Îmi scrieți în secțiunea de comentarii. Ia să vedem. A, deci aici e Ana Banana, mai zice ceva. Ce caută Ana Banana aici? Ce, mă, nu vedeți de facecam-ul meu? Stați așa, mă, că-l mut eu, ia uitați. Aia este Ana Banana. Să mă roadă vidrele de nu e ea. Numai care ochelari. Ana Sushi, da, mă, Ana Sushi. Aidenuț și Gani declară, ei sunt cei mai șmecheri din camera lor. Dați like dacă vedeți asta, follow pe Insta, dat Ganicus. Mamă, Gani96HD, bă, rupe Ganicus followerile pe Insta la faza asta. Apropo, urmăriți-mă și pe mine, ihaping.tf. Toată lumea a fost desculță. Aha. Ăla și-a aruncat arme. Mamă. Deci uite, mă, avioanele din Main City, mă. Ok. Stop. Uite, mamă, uite asta, mă, frate, de Main City. Cărucioarele cu rucubeu, cu alea cu rotile, mă, de, a, nu vă mai zic că mi-au cancel, ești nebun. Raidenuț, mante, combinații, sunt amunți. Anegani, acum toți dușmanii se dublează, sunt mai mulți. Urăsc dușmanii, bă. Este așa, la un moment dat s-a schimbat cine conducea. Hold up, s-a schimbat cine conducea avionul și era cam fix în aceeași poziție. Era, stai. A, nu, ok, s-a schimbat background-ul. Mă gândeam, cum Dumnezeu s-a schimbat, mă, și e background-ul la fel? Că trebuia să zboare fix pe acolo, era imposibil. Sunt mai mulți. Da, sper că v-a plăcut. Băi, ia ziceți-mă, fraților, mă. Ziceți-mă care v-a plăcut mai mult, mă, bă. Sincer, eu nu prea știu ce să le... Bă, dar au fost scurte, relativ scurte amândouă. Adică... Asta lui Ganicus are 2 minute și 2 secunde. Cea lui Luca Luc are 2 minute și 20 de secunde. Și la final, da, e mai stu asta lui Gani și gen mai are vreo 10 secunde doar așa. Ce, pe puțin 10 secunde de beat în care nu mai e clip, e doar așa. Dați like, îmi stăm. Deci a lui Luca Luc este un pic mai lungă. Sunt foarte curios care este preferata voastră, pentru că eu sincer nu prea pot să aleg. Dacă ar fi să ofer niște critici, cred că Luca trebuia cumva să pară un pic mai fericit, dar cred că nu poate să schimbe asta, că aia e vocea lui. Cred că nici eu n-aș putea să fac la fel. Mă, ce Dumnezeule mare am aici, mi se crapă buzele, mor! O să-mi iasă mațele pe aici, ești nebun? Dar sincer, Luca i-a dat maximă lui Gani la faza aia cu... Sper că refren nu să aibă cuvântul Gani repetat și chiar avea... Oh, no, l-a prins, nu știu. Dar, din nou, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii care este preferata voastră. V-am lăsat câte un link de la fiecare melodie tot acolo. Dacă v-a plăcut clipul ăsta, poate mai reacționăm la chestii. Și abonați-vă la canalul meu secundar, pentru că acolo o să încep să mai reacționez la lucruri foarte șmechere, cum ar fi TikTok-ul. TikTok-ul.